fata noastră, când l-a găsit colega mea la una din capul mare, ce cuier ai aruncat, în costum am transformat. Gingășie, voioșie, emoții și multă bucurie astăzi la grădinița cu program prelungit Paradisul Copiilor din Craiova. Pentru copii și părinți a fost prima serbare de 1 iunie. Strădanile cadrelor didactice, dar și emoțiile părinților și bunicilor au fost pe măsură. Prichindeii de la grupa Buburuzelor s-au pregătit intens. Au adus bucuria pe chipul celor prezenți prin cântece, jocuri, dar și o surpriză specială, parada costumelor eco. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mulțoare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței, păstrați-o orice-ar fi pentru copii. Cei mici de la grupa mică de la grădinița Paradisul Copiilor au avut o acțiune astăzi extraordinară. O acțiune pe ecologie, o paradă de costume eco. Acțiunea face parte dintr-un proiect pe ecologie. După cum vedeți, la grădinița Paradisul Copiilor, proiectele pe teme ecologice curg. Se derulează într-un ritm alert, deoarece chiar am dorit să promovăm această valoare printre cei mici. Cei drept cu sprijinul dumneavoastră. Imaginația, creativitatea, îndemânarea părinților în a confecționa costume vesele din materiale ecologice au fost puse la grea încercare, dar bucuria zilei rămâne ca răsplată în amintirea primei serbări de ziua copilului, a prichindelului drag. Când e losul tai pe loc, când e gambela miloc, când e verde poți să țești la pimbale sau la meci. Când e roșu stai pe loc, când e verde la mijloc, de verde poți să treci, când e verde poți să treci la mimbaie sau la mes. Când e roșu, stai pe loc, când e galben la mijloc, când e verde, poți să treci, când e roșu, stai pe loc. Când e galben, poți să treci. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mulțoare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței, păstrați-o orice-ar fi pentru copii.